Direct post și
și rugăciune serioasă, nu în povești. Acum ce să facem? Să ținem post serios și rugăciune, postul mare, și după pas să uităm de lucrurile acestea, să zicem, Doamne, postul tău și rugăciune. Cu ele ne vom întâlni peste un an greșit. El face parte din viața de zi cu zi a noastră. Și postul și rugăciunea și este suportul mântuirii noastre. Cel care ne susține viața permanentă. Așa trebuie văzut. Într-o dimensiune complexă în care nu lipsește apoi nici împărtășania, nici rugăciunea. De pildă, un credincios bun se împărtășește des. Cât de des știe el și duhovnicul. Dar ca să te împărtășești, trebuie să te rogi. Trebuie să-ți citești canonul. Nu putem să venim la împărtășanie nepregătiți. Este întâlnirea cu Hristos. La întâlnirea cu oameni merge cu floare, cu dar. Dar înainte la întâlnirea cu Hristos. Mergem pregătiți și atunci, în primul rând, ne rugăm. Face canon, întâlnim rugăciune. Ce mai face? Ajunăm, adică postim. Și ținem ajun. Dar liturghia darurilor înainte simțite aproape. Nu? O zi întreagă, 24 de ore, fără cap. Trupul să slăbească, din potrivă se întărește. Se întărește. Știți că lumea, în ziua de astăzi, medicina și în general are o mare problemă cu cancerul. Îmi spunea un doctor, Chirilă, de la București, mare, trăitorul sfânt. Părinte zice, din punct de vedere medical, e recomandat, dar chiar obligatoriu pentru evitarea bolnavirii de cancer, ca o zi să nu mănânci nimic, să bei numai apă. Zice, chiar două zile. Și am zis, e o mare filozofie, bunica mea ținea miercurea și vinerea fără să știe medicină. Și era sănătoasă. Erau oamenii sănătoși. Pentru că legau postul de viața lor fizică, trupească, dar era și un fundament al mântuirii lor. Era o viață începută, o viață începută cu Hristos. Facem și ne străduim ca biserică să facem pentru omul contemporan care a uitat de abstinență, de dimensiunea aceasta ascetică. Vedeți? Peste tot, la televizor, la radio, se face reclamă la ce la mâncare. La unui bani. Omul contemporan este un om așa de supermarket. Spunea soția că de când ne-am mutat la casă, și casa noastră este în un mare magazin în Alba Iulia, i-a crescut prețul. Și ziceam, gândindu-mă că intru în supermarket după o hârtie igienică și ies eu cu coșul plin, și zic, da, pe de altă parte mi-au crescut cheltuielile. Pentru că omul contemporan nu se știe abține. Intri pentru o cutie de chibrite și ieși cu un sac. Că vezi și asta, e promoție și la asta. E promoție și la cealaltă, aruncă și aia în coș, mai aruncă copilul, mai aruncă. Se trezești cu un milioane la caserie. Asta este omul contemporan, omul nu se știe înfrâna. Ori postul pentru acest om firesc este un medicament, dacă vrea să se mântuiască. Și Sfântul Apostol Pavel împărțea el în prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetele 14 și 15, oamenii în două categorii clasificate, unii oameni firești, care trăiesc după fire, prin foame, mănâncă. Au o poftă, își împlinesc plăcerea. Și cealaltă categorie a oamenilor, oamenii duhovnicești. Ei trăiesc după un alt trup. În ei vezi pe Duhul Sfânt. Ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Sunt părinții noștri, despre care vorbeam la începutul cuvântului meu, părinții pe care trebuie să-i căutăm, fără de care nu putem trăi. Sunt cei care ne nasc pe noi a doua oară.
eram student și am reușit să-i cunosc pe părintele Teofil destul de bine, pe fiul de la Sârmă, ca Dumnezeu să fie. Pe părintele Cleopa n-am reușit să-i văd fața, însă i-am citit opera. L-am întâlnit pe părintele Papa Cioc și pe mulți alții și s-au dus la Domnul. Dar ce punem noi în loc? Ce punem în locul acestor părinți, al acestor oameni duhovnicești care nas creează omul nou, omul duhovnicește care toate le judecă pe el, însă nu-l judecă nimeni. Asta este omul duhovnicesc. Omul care noi încercăm un post să ne duhovnicim. Ce înseamnă duhovnicie? Să primești pe Duhul Sfânt în tine. Avem în ziua de astăzi, pentru că este și Buna Vestire, un exemplu clar, o ființă omenească, Fecioara Maria, a ajuns să trăiască o viață atât de curată, încât să fie aleasă de Dumnezeu drept mama Fiului Părintele Ceresc, a Domnului nostru Iisus Hristos. Gândiți-vă că ea a trăit într-un popor evreu, cu tradiții, cu credință, cu religie. Știm că de mic a fost dusă la templu și acolo s-a rugat și a postit și a trăit rătăriană bună. Mai ales că Luca Evanghelistul dă și el o genealogie, adică înșiră niște nume de neamuri pe linia Fecioarei Maria față de Evanghelistul Matei, care, aduceți-vă aminte că în duminica de dinaintea Crăciunului, Părintele citește toată Evanghelia neamului lui Isus. Dar el vine, Matei, pe o linie paternă, adică vine din tată în fiu, din tată în fiu. Era explicat. Evanghelia după Matei era scrisă în limba aramaică și era destinată evreilor, ori pentru evrei bărbatul era cel mai mare. Numai că așa ne numește Dumnezeu. Să se nască dintr-o femeie, dintr-o fecioară prea sfântă și prea curată. Și care, pe tot parcursul vieții ei, n-a avut altă preocupare decât să primească pe Duhul Sfânt și puterea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune așa că noi suntem niște vase. Știți, ideea asta am găsit-o la pocăiții. Și că eu sunt vas ales. Dar cine nu vrea să fie vasul lui Hristos? Nu mai rețineți un lucru. Ca să intre Hristos în tine, acest vas trebuie să-l deșertezi, să-l golești, că ești plin de orgolii, ești plin de păcate, ești plin de ambiții. Dacă te zmerești și te golești, deșertezi acest vas. Faci loc, gol, spațiu, ca acolo să intre Hristos. Spune Părintele Stăniloae că într-un om plin de sine, Hristos nu mai are. Deci ca să începi în duhovnicia și să te gândești și la Maica ta toată, toată viața a avut această preocupare sfântă. Ea este o icoană a smereniei. Să știți că până astăzi n-am văzut icoana de la Nicula așa față către față să mă închin și să o sărut. Am văzut un arbitrat, reprodusă, știam că este pe ea și a ajutat Dumnezeu să... Un chip al smereniei. Un chip al deșertării, al golirii de păcate, încât nu a intrat numai Harul, așa cum îl primim noi și oamenii duhovniciți, ci a intrat însuși zvorul Harului, a intrat Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu în ea. L-a primit cu toată dumnezeirea. La om nu se poate, să știți lucrul acesta. De aceea întruparea este unică și nerepetată. Nu se merge. Dumnezeu, Tată, s-a întrupat în Fecioara Maria, într-un vas așa de mare și pregătit de Dumnezeu. Încă de la facerea lumii, că i-a spus omului, după ce l-a izgonit din rai, dușmănie voi pune între tine, șarpe, diavole și femeie, dar sămânța ei îți va călca capul și privință, poate atâie. De atunci Dumnezeu a pregătit firea aceasta umană,
poate de a-L primi pe Dumnezeu în ea, să se dilate. Vedeți, ăsta este omul duhovnicesc. Omul care se știe dilata, se știe acomoda pe orice situație. Știe să-i dea dreptate și lucrătare. Chiar dacă nu are, știe să-L ajute și pe sărac. Este omul care se adaptează vremurilor pe care le trăiește, dar tot timpul cu gândul la Dumnezeu și la Dumnezeu. Este omul mlădios, omul flexibil, omul maleabil, cum zice românul, omul cu inima bună. Cel păcătos este așa rigid. Este ca sticla, dacă îl atingi, crapă. Dacă te apropii de el și îi spui ceva, se înfuie. Dacă îi spui ceva, de mântuire. De aceea, Fecioara Maria atâta smerenie și atâta colire încât a intrat însuși Duhul Sfânt, că așa zice, ați auzit în Evanghelia de astăzi, că Duhul Sfânt te va umbri și în puterea Celui Preanunat, adică Tatălui, Cerezia Fiul, care te naște, Fiul Dumnezeu se va chema, Iisus Hristos, Mântuitorul meu. A avut această deschidere, asta ne lipsește nouă. Când începe postul, ne gândim iarăși la mântuire. Și tema, am zis, să fie postul mare începutul mântuirii. Că și pentru Fecioara Maria, ca și pentru primii oameni, dar ei, Adam și Eva, n-au dus-o până la Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu s-au făcut vase ale Duhului Sfânt. Ea, prin smerenie și virtute, l-a primit pe Duhul Sfânt în ea. Și troparul care l-ați auzit cântându-se astăzi de Buna Vestire, chiar așa spune. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei cele din viață, că Fiul lui Dumnezeu, Fiul Mariei se face. Și Îngerul Harului îi revestește. Deci, avem prin Fecioara Preacurată a Maria o dovadă că un om pe pământ a reușit să creeze această disponibilitate totală în fața lui Dumnezeu. Un singur cuvânt a zis Fecioara. Fie. Când i-a zis fie, toată ființa și-a pus-o în fața lui Dumnezeu. Multe ar vrea să facă, să știți Dumnezeu cu noi, dar nu lăsă. Îi tot închide în porți, știți? Aici e poartă. Aici e Buna Vestire pictată, pe ușile acestea, să știți. Lapta. Ea este începutul mântuirii. Când se deschid ușile la liturghie, trebuie să fim de față, să știți. Am fost la țară și sunt de la țară, undeva de lângă Blaj. În satul nostru, oamenii se grăbeau în vis de dimineață să ajungă la liturghie, ca nu cumva să se deschidă ușile, știți, părintele, înainte de slavă ție, cele ce ne-a dat o lumină, deschide ușii. Semn că începe liturghia. Adică avem acces la Împărăția lui Dumnezeu, căci prin Buna Vestire este începutul mântuirii noastre. Dacă nu erai acolo când se deschideau ușile, cum ai putea intra după aceea? Știți că aveam femeia mea bătrână, zice, tună în liturghie. Să fug fugătul, trecea plăcutul. La mine se poate părat, la Prenăscătoare de Dumnezeu, putre, știți? Și repede, repede să ajungă când se deschid ușile și începe liturghia dumnezeiască. Se deschide cerul, să știți, nu numai ușile la altare. Pentru că Buna Vestire este începutul mântuirii și a izbăvirii noastre. Dar pe acolo, pe aceste uși, intri dacă ești pregătit. Dacă ai o viață curată și ordonată, cum a avut-o Fecioara Maria. De față biserica și un sfânt din secolul XIV, Nicolae Cavasila, spunea că pentru mântuire omul te
trebuia să treacă trei obstacole, trei bariere importante, mari. El singur, erau imposibil să facă acest lucru. Anume, firea, pentru că firea după păcatul lui Adam a cunoscut stricăciune, coruptibilitate, boli, suferință, moarte fizică, până la urmă, moartea cu totul. A doua barieră o reprezintă păcatul, ca realitate nefastă pentru ființa umană. Și a treia barieră, mai greu de trecut, moarte. Aceste trei obstacole, Hristos Mântuitorul, începând de la Buna Vestire, le depășește pe toate, le biruiește pe toate, căci le asumă pe toate. Noi nu putem, să știți, birui un păcat dacă nu ni-l asumăm responsabilitatea pentru el. Și o face prin spovedire, de fapt, e o asumare a lui. Am făcut doar un lucru tare, lucru iartă-mă, că o să le fac. Deci Hristos nu ne-a biruit din exterior, așa, prin cuvânt. Să fie lumină, a fost lumină, să fie cer, pământ, apă. Putea să fie un cuvântul. Nu a zis așa. Le-a asumat și le-a impropriat. Aici greu mai găsim oameni de verticalitate, să-și asume un păcat făcut. Vedeți? Uitați-vă într-o seară la televizor, dar nu-i post, pe care postul închideți-l. Cum se ceartă pe ei? Și stai și zici, Doamne, niciunul nu e de mine. Că țara mea e prost. Prost de toată. Nimeni nu i-a zis că tot. Eu sunt de vină, pentru că am luat hotărârea cu tare și m-am dus în râvă. Iertați-mă, nu sunt capabil, dar las pe altul care mi-e bun ca mine. Ați auzit o dată? El nu de vină, știți? Niciodată. Nu știe să asume responsabilitatea. Sfinții părinții, cred că întrebarea lui Dumnezeu, unde ești, Adame? La asta se referea, adică i-a mai dat omului o șansă să fie responsabil cu totul, să se zică, Doamne, sunt aici, am greșit. Dumnezeu știa unde el este atoștiutor, se ascunsese ce mai era omul, se ascunsese după niște copaci. Să fi zis, Doamne, aici sunt. Ce ai făcut? Am greșit, iată. Să știți că e da. Dar el a fost lipsit de responsabilitate. Ce ai făcut? Nu e femeie. Dar tu femeie, măcar la femeie s-a gândit, poate ea este cu sufletul mai delicat. Nu e ușa. Lipsă de responsabilitate. Omul de actul să-și asume păcatul făcut. Și apoi a continuat. De exemplu, le pot fi multiple. Cain și Abel, unde fratele tău? Cain, unde fratele? Ce? Eu sunt păzitor, frate, mă întreb pe mine, îți dau de știu eu ce face fratele meu. Vedeți? Omul nu știe să fie responsabil. Biserica, să știți, și Hristos ne învață să fim responsabili. Și postul mare, asta mi se cere. Adică să ne învățăm să ne asumăm păcatul. Hristos, la Buna Vestire, trece primul obstacol, firea stricăcioasă, prin asumare. El ia din Fecioara Maria. Întreaga fire omenească. Ce tare mare. De unde? Acum. De la Adam și până la sfârșitul viacului lor. Și a celor care încă nu s-au născut și se vor naște până la sfârșitul viacului. De aceea el este Adam cel nou. Se recapitulează toți în Hristos. Toți suntem acolo asumați de Hristos. Firea tuturor dintre noi este în Hristos acum. Acolo, ființită, dumnezeită, de-a dreapta slavei Tatălui Ceresc. De aceea ne doare. Când un om păcătuiește, mă doare și pe mine, să știți. Un păcat al tău împătează și firea mea, că suntem oameni cu toții. De aceeași fire, de aceeași natură. Și nu pot să stau indiferent. Trebuie să te iau de mână, să spun, nu faci bine, nu trebuie neapărat preotul. Mama, tata, copilul, bunica, nu faci bine, măi copilul.
Vedeți cum se întinează, se corupe toată firea omenească. Ei, Hristos a luat-o, oameni, Fiul Dumnezeu a luat-o, persoana Mântuitorul Iisus Hristos a luat-o a tuturor oamenilor. Păi El îl doare de orice păcat care se sărușește în diferite colțuri ale lumii acesteia. Doare, să știți. De fiecare parte doare. A doilea obstacol, păcatul, l-a biruit, l-a sumat, și la biruit prin cruce. Au texte suficiente, Vechiul Testament, spune Isaia, prologul, că și-a luat asupra lui durerile noastre și cu neputințele și cu fără de legile noastre s-a împovărat de noi. Credeam bătut de Dumnezeu, chinuit, blestemat. Deci El, prin moartea pe cruce, pe Golgota, a biruit păcatul. Păcatul trebuie să moară, trebuie să aibă un sfârșit. Hotărâți-vă, vin la spovedanie, Părinte Iacov. Încă o dată, Carol. Mai vin, iar am făcut. Hotărăște pe omul în dată și omoară păcatul acesta, stârpește. Cum zice Ioan Botezătoria, se cura. Taie râul de la rădăcină, copacul care nu face rău, se taie și se aruncă foc. Omoară și tu păcatul. În Evanghelia după Marcu spune, Hristos, vă dau putere să călcați peste șerpi și peste scorpi. Nu vă dați seama ce putere v-a dat Dumnezeu. Puneți-o în lucrare, omorâți-l păcatul, nu mai veniți pe la spovedanie niciodată. Și apoi cel de-al treilea obstacol, moartea noastră și moartea omului, a biruit-o Hristos prin învierea sa. Nu cântăm noi cu moartea pe moarte, că când El a omorât moartea. Dacă moartea și-a bătut joc de neamul omenesc de la Adam și până la Hristos și-a bătut și Hristos joc de moarte, a călcat-o în picioare, a călcat-o cu moartea sa, se înțelege cu moartea sa, pe cruce, moartea întregului neam omenesc. Vei spune, da, Părinte, dar de ce noi încă mai murim atunci? Nu mai murim moartea. Înainte de Hristos era o temere și o frică. Nu mai este frică moarte. Pentru un creștin adevărat este un Paște. Hristos este Paștele nostru. Pasca, limba ebraică, asta înseamnă trecerile ei dincolo. Evreii au trecut din Egipt, au trecut în Țara Sfântă. Asta e Paștele evreiesc. Hristos ne-a trecut din pe moarte la viață, de pe pământ la cer. Așa cântați la stradă, în noaptea vie. De moarte la viață, de pe pământ. Asta este Hristos, Paștele nostru. Creștinul care trăiește în biserică, în Împărăția Lui Dumnezeu, stă pe pământ, când se părtășește și spune acolo și gustați, vedeți că bun este Domnul și spre Dumnezeu este iertarea păcatului și spre viața de veci. Iar știți cum este? Cu un picior în veșnicie și cu un picior în lumea aceasta. Știți? Așa este creștinul. El este dincolo deja. Ce mai moarte atunci? Să-ți mai trage celălalt picior din spate și ești deja dincolo. Mai este moartea frică. Știți că noi ne pregătim copiii pentru școală, ne pregătim copiii pentru viață. Ne mai facem și un pic de avere, dar ne pregătim pentru moarte. Noi îi pregătim pentru moarte, că îi pregătim pentru viața în Hristos, că atunci moartea nu mai are nicio putere. Și dacă Hristos a înviat, zice Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, intitulat chiar așa, învierea lui Hristos, învierea noastră. El a înviat și pe Domnul via. O bună zi este moarte putere. Să-ți văd moarte, bolul tău, ce mai poți să faci? Nimic. Mai auzim pe la televizor că a trecut în neființele toți. Măi, reporterilor, nu știu ce școala vieții și a morții ați făcut voi, dacă omul trece neființă în inexistență, adică, cum să nu se fie frică de moarte? Nici nu știi ce este moartea, ce ți aduce moartea. Noi știm, creștinii, ce ne aduce moartea. Postul care este moartea morții, asceză, ne aduce viață veșnică. Când ne împărtășim, facem fapte bune și cântăm apoi Hristos a înviat din morți.
Ce călătorie frumoasă este postul mare. La studenți le vorbesc o oră, cu dumneavoastră mă opresc aici. Bucuria aceasta poate o vom avea și altă dată. Am crezut că postul mare a început al mântuirii și să știți că mulți oameni și ce mântuirea mă, ce părinte, primul post care l-am ținut, postul este un mod de a fi. Este o stare duhovnicească, nu un jur și nici o cruce și nici un bici al Dumnezeu. Este un mod de a fi. Este un mod de a trăi altfel a omului nou într-o lume învechită de Dumnezeu. Să vă bucure Dumnezeu și să vă țin aici în jurul Părintelui Petre într-o misiune bună, într-o misiune bună. Să știți că, deși predau misiunea Bisericii, teoria este frumoasă și lungă, practica spune totul. Când intri la un preot, la un fost student de-a meu în biserică și stau la liturghie și văd cât se împărtășesc, când dau seama ce misiune face. Dacă noi goliți potirul, Părinte, viață veșnică n-o să aveți, zice Hristos. Nu mâncați trupul meu a fi Domnului și nu veți bea sângele. Nu veți avea viață în voi. Cuvintele sunt clare. Împărtășindu-vă cu trupul și sângele lui Hristos, trupul lui va fi trupul vostru, sângele lui va fi sângele nostru. Devenim concorporal și consanguin cu Hristos, să știți. În sângele nostru, sângele lui Hristos. Și vom ajunge așa ca poate să spune că, vedeți, dacă trupul lui, trupul nostru, sângele lui Iisus, sângele nostru, azi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta este finalitatea postului. Dacă simți lucrul acesta, n-ai postuit degeaba. Și începutul mântuirii tale s-a făcut, iar așa cum spunea Hristos unui tânăr, care pretindea că ține toate poruncile, nu este parte de împărăția lui Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu, să vă încumuneze postul cu roade, cu fapte bune, și apoi dacă Dumnezeu va rânduie să mai trece, pe ce o faci, să știți, cu bucurie. Cu bucurie și cu dragoste, pentru că nu este misiune și bate inima bisericii. Biserica este vie, acolo și Duhul Sfânt este aproape și Împărăția Lui Dumnezeu și mai aproape. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Profitând din faptul că va veni din jocul nostru și cele câteva lucruri care să ne lămuriți, să ne ajutați și care putea să fie pentru noi cu adevărat spre folos. Suntem o parohie neofițată ca părinte și dascăl al misiunii și al slujirii. Cum vedeți? Ce ne recomandați? Și devenim o familie. Asta dorim. Mă necăși și cu întrebări. Când? Eu sunt mai tânăr, așa, poate părinții care erau... Măcar în teorie pot să vă spun că misiunea într-o biserică și viața de familie a unei biserici este așa ca un puls al inimii. Știți că inima are două mișcări, sistola și diastola. Când zice preotul cu pace să ieșim, dacă aveți cu ce ieși, adică dacă v-ați împărtășit, să duceți ceva, extinde pe Hristos în lume. La locul de muncă, în familie, după o săptămână îl aducem înapoi. Ia aducem înapoi pe toți cei dragi aici, în biserică. Cum așa ești familie. Cum așa corpul trăiește, adică familia, parohia trăiește, dacă inima bate de două ori. Sistolă, diastolă. Ieșire, adunare. Iar ieșire, iar adunare. Iar ne împărtășim și iar plecăm în lume. Iar mântuim lumea de păcate. De aceea mergem acolo. Nu mai preoții fac cu misiune, să știți.
Și noi toți trebuie să facem misiune. Deci, în primul rând, așa am încercat eu să fac. N-am împlinit totul și tu creștinii mei, dar le spun, viața este potir. Împărtășiți-vă săptămâna extraordinară. Rugăciunea care se citește la dacă vreți să fiți uniți. Nu numai, ci și în cer. Spune rugăciunea de la Sfântul Vasile cel Mare, de la liturghia din postul, nu? 5 ore să ne știm. Pe noi care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceea Sfântului. Păi dacă nu vă împărtășiți cu toții dintr-un potir, cum vreți să fiți uniți în parohie? Cum vreți să dăinuiască parohia aceasta? Să vă continuați ce mai aveți de făcut. Dacă acasă nu ești o familie unită, nu mănânci aceeași mâncare, unul, vedeți că e la modă, zice, vin la doi de la școală, mănânc, nimeni acasă. Vine soția la patru, mâncă și ea, eu mâncat, așa, din copii seara, mâncă și ei. Păi dacă nu mănânci împreună, aceeași mâncare, cum să fiu unită? Așteptam cu mămăliga, la ore trei, să vină tata, să fim toți acolo la cină seara. De ce? De sensul acesta de a mânca de timpul. Asta ar fi primul, să nu mă mai lungesc, e târziu. Mâncați aceeași mâncare Sfântă, Evharistia, și veți fi uniți, și veți spori, și vă veți înmulți fiii duhovnicești, pentru că în ființa voastră va fi Hristos. Eu sunt vița voi, mădițele. El este factorul de unitate și de ori Sfânt. Pe tinerii noștri, din parohie, cum îi putem câștiga? Se apropie mai mult de biserică? Sau rețidere lor? Poate unul chiar temeia. Să știți că eu am început niște programe cu tinerii și am dat și fix cu ele. Da. Deci, știau religie de 10, să știți. Știau cine a fost Adam, Avram, Iosif, toți. Știau Scriptura pe de rost. Dar nu prea veneau la biserică. Mă întâlneam cu ei sâmbătă seara sau aveam program de catehetice, acum și de la Patriarhie, mi s-a impus să avem anumite centri catehetice. Și ați zis ceva nu merge. Să știți că tânărul este mai neastâmpărat, dintr-o dată mai obraznic. La tânăr, pe tânăr, îl plictisești cu cuvântul ce îi spune o seară aceasta, să știți. Dumneavoastră vă mai mutați de pe un picior pe altul, dar tânărul ar bate așa din picioare, așa zice. Povești, nu povești. Și are dreptate, că le spun povești, poate dumneavoastră unora v-a spus un cuvânt de suflet, dar unora dintre tine le-a spus, povești. De ce? Tânărul nu are nevoie de predică, dragii mei. Tânărul are nevoie de faptă. De fapt. Și atunci, Domnul Părinte s-a gândit să fac un cer de Scriptură, să stau cu ei, să facă ceva, că să ei se plictisesc. Să iau într-o mașină, să mă duc pe ei la mănăstirea de mine și apoi să fac și un fotbal cu ei acolo, să știți. Ca și fotbal, zice nevasta, măi, îți pierzi capul. N-ai ce face. Coboară neputința tânărului ca să-l poți ridica. Noi să știți că ne vorbim de sus. Cine? Fumătorule, drogatule, desfrenatule, păcătosule, bețim. Știți? Și dacă cobori între ei, programele misionare cu tinerii ar avea mai multă împlinire. Am primit de la primărie o centrală dezafectată acolo și vreau să fac o grădiniță. Ar fi posibil că, așa, crescând sub ochii mei acolo, să fac din ei creștini buni. De asta stau suprăvate, să bați în palme, să te joci cu ei. Nu? Dacă nu eu, catehenții sau educatorii noștri, religioși aici. Apoi, pe etapele de vârstă, să ieși într-o drumeție, să ecologizezi un râu, o vale de peturi. Dar acolo să ne poți vorbi cât de Dumnezeu, cât de frumoasă a făcut
lumea și că trebuie să o grijim ca să trăim curat. Pe mine m-a șocat, știți? M-a șocat că un mare misionar mai bun ca mine și poate mai duhovnicesc, cu siguranță, în Rusia, mergea și la concertele de muzică rock și pauza dintre muzică, știți? Ieșea el într-un lama, în reverenă, pe scenă și toți au început să râdă, să-l facă fel și chip. Și le vorbea câte un pic despre Hristos și au început să-l îndrăgească, să știți, că mergea cu ei chiar și la spectacole. Dar trebuie să coborâm în neputința lor, Fiul Dumnezeu a coborât în neputința noastră omenească ca să-i ridicăm de acolo, și cu asta încheie cu tine. Am ascultat o predică fantastică a mitropolitului Serafim Săracul. A murit. Arhiepiscopul Greciei și el îi spunea tinerilor, dacă aveți cercele în ureche, și eu o să-mi pun unul, chiar dacă sunt mitropolit. Sau dacă aveți blugi rupți, credeți că eu nu mi-i pot rupe? Nu asta este important, ci să veniți la biserică și să trăiți viața în Hristos. Uneori suntem și noi rigizi cu ei, să știți. Foarte rigizi. Îi punem să se orice, să facă tot felul de lucruri. Mănăstirei sau... Nu merge Dumnezeu. Părinte, coboară în sufletul lor. Și apoi de acolo, fă-te copii, asta Hristos a Dumnezeu s-a făcut om, ca omul să se îndumnezeiască. Fă-te copii! Și dacă ești copil, îi vindeci. În spitalul de oncologie pentru copii din Cluj, este un medic care ce face toată ziua cu ei, stă cu ei, doarme cu ei, se joacă și știe. Luca îi spune pe nume, ei sunt viața mea. Mă duc în străinătate și în loc să vin ca vizitintice cu bani acolo, le aduc lor medicamente. Se vindecă, Doamne, copii, pentru că era coborât la boala lor. Și acum mai zicem că medicii nu sunt sfinți. Părinte, vedeți că jurul nostru cunoaștem partea aceasta de sectologie. Și cu toții ne batem și ne rugim de ei. Care ar să fie atitudinea noastră? Poate unul de aici o să fie îngăduitor și prea permisiv. Deci noi am putea să le răspundem și ce, dacă noi suntem martorii lui Hristos, nu? Nu zice Hristos ucenicilor după înviere, că voi veți fi martorii mei, adică martorii învierii și a Dumnezeului. Unde? Începând din Samaria și până Ierusalim și în toată lumea. Deci dacă tu ești martorul lui Jehova, eu sunt martorul lui Hristos. Care e problema? Nu e nicio problemă, să știți. Sigur că este îngăduitor. Așa îl vedem noi pe ortodox. Bun simț. Noi este omul... avem și o mine. Dacă vă întreb despre Scriptură, de câte ori o deschideți acasă, ați putea să știți mai multe, să vorbiți cu el. Știți, vine câte un ortodox și spune, părinte, dă două, trei texte, ca unul ca la serviciu, mă tot o oară. Cu întrebările. Dar eu de ce să-ți dau texte, că le-ai Scriptură? Dar nu citești. Nu prin fără Scriptură și nu prin fără Scriptură, să știți. Asta e cuvântul lui Dumnezeu, dau autoritate, nu vorbesc de la mine. Nu citim Scriptura. Ce atitudine să avem? Dacă citiți Scriptura săptămâna de la tabla ta de Noul Testament, cum îl citea Sfântul Ioan Gură de Aur, vei ști Scriptura aproape pe de rost, vei ști și bun misionar, și bun apologeți, adică bune apărătorii învățăturii noastre, și le dați răspunsuri pe măsură. Intuiați ușor. Numai astăzi, dacă ați fi fost atenți la Evanghelia de la Buna Vestire, ci că, iată, zice Fecioara Maria, ci, iată, de acum, zice, mă vor ferici toate neamurile. Și îmi întreb pe un pocăit, tu vorbești de lume? Și aici zice, uite, că mă vor ferici toate neamurile. Păi cum o fericești tu pe Fecioara Maria? Făcând o femeie desrânată cu Iosif și cu nu știu câți bărbați, ferească Dumnezeu. Puneți mâna pe mine! Asta e răspunsul. Citiți Scriptura. Este cuvântul lui Dumnezeu. Vă împărtășiți cu cuvântul lui Dumnezeu, făcut trup și sânge din potir, dar mai avem un cuvânt, Evanghelia. De ce când deschide Părintele ușile, ce vedeți pe altarul? Un copil îl zice, pomenicul tău, Părinte. Și am întrebat și așa, ce vedeți? Pomenicul, probabil și banii de Domnul. Nu, trebuie să vedem două lucruri. De aceea, altarul trebuie să masa să fie foarte, să nu fie încărcat. Evanghelia și chivotul cu Evanghelia.
Adică cuvântul lui Dumnezeu biblic și cuvântul lui Dumnezeu întrupat din Euharistie. Noi suficient să ne împărtășești numai din potir și din Evanghelie, nu? Sau ca păcăiții numai din Evanghelie și fără Sfântă Cuvântă. Puneți mâna și citiți Scriptura și o să vedeți ce atitudine veți avea în fața sectarilor. Fiți studenții Bibliei, așa zic iehoviștii, adică studiați Biblia și dumneavoastră puteți să o studiați. Nu vă crește nimeni, ba chiar aveți o obligație să o faceți. Părinte Mihai, ni se cadă că părinții duhovnici, bătrânii noștri, oare chiar ar fi vorba o criză de duhovnici? Puteți să vorbim despre aceasta? Trebuie să fim îngrijorați în orice de astăzi. Știți cum te doare sufletul când îți mor părinții? Mi-am urmărit pe părinții. Au fost foarte cuminți și sfinți. Au murit bătrâni. Și casa părintească este goală și atâta nostalgie că mă duc acasă în satul natal. E același sentiment, să știți, când mor duhovnicii mari, Cleo, Papa Sfus, Arsenie, Papa Cioc, alții. Nu? Au murit și parcă suntem așa orfani. Parcă suntem orfani. Sigur că avem nevoie de duhovnice. Paternitatea aceasta duhovnicească, adică legătura cu duhovnicul, este axul bisericii, să știți. Să ferească Dumnezeu să nu mai avem părinți duhovnici. Bun. Să prăbușește biserica. Așa s-a prăbușit biserica în Apus, biserica catolică, care nu are spovedanie. Știți, era o bursă spovedanie, la Regensburg, acolo, și am participat și noi de ziua Sfântului Iangură de Aur, au mâna dreaptă a Sfântului Iangură de Aur. Au furat-o timpul crucialelor. Și ne-au chemat și pe noi ortodoxi și am asistat și noi la liturghia lor, sigur, nu ne-am ca să vedem moaștere, știți, că era pentru noi ortodoxi în realitate. Și era foarte simpatic, liturghia începea mesa lor la ora 7 dimineața, intră un copilaș, un tânăr așa, cu chiozat în spate, cu o căciulă din aia de rochie așa, cu o gură, cu o gumă în gură, intră, își ia gumița din gură, cască, îi dă cu mine cădura lor, așa, o închide, bagă guma la loc și pleacă către școală. Am zis, Doamne, unde este duhovnicul lui? Deci nu mai are nicio axialitate. Nu te mai poți să raporta la nimic. Așa mă simt și eu când am un caz în familie, acum la spune cuiva, dar nu mai am părinți. Și fără spic. Dacă n-ai avea nici duhovnic, n-ar fi numai corasnic. Că ar fi oribil, ar fi o cădere totală. Nu măcar am duhovnic. Sigur, sunt, să știți, sunt părinți buni, dar trebuie căutați. De ce vă căutați profesor bun când dau copil și îl găsiți? Cel mai bun de matematică din Ghela este X, știți? De ce vă căutați cel mai bun medic când veniți la spital și mai, dacă nu îl găsești mai întâi și spuneți, cu tare te rezolvă, știți? Dar de ce nu vă căutați cel mai bun duhovnic, că ei sunt? Sunt printre noi. Trebuie doar căutați. Acum sigur că toți preoții, cuminți și liniștiți, sunt duhovnici buni și dacă vrem mai mult, sarcina mai mare, nu putem lua noi singuri, nu? Dar să știe duhovnicul sau cu binecuvântarea duhovnicului. Ei sunt, am întâlnit, să știți, am întâlnit chiar și călugări. Nu prea bătrânii. Că nu totdeauna bătrâneția aduce și sfințenii, să știți. Pavel îi spunea lui Timotenine să nu desprețuiască tinerețile tale, Domnul. Sunt și tineri cu mici. Am fost și la multe lapă, s-au găsit mulți părinți buni, duhovniciți, așa, căutați-i, că îi veți afla. Așa spune Hristos, bateți, căutați și veți afla, bateți și se vă găsi. Ei sunt. Avem o nostalgie față de mari părinții noștri pe care i-am înșirat, dar ne mai mângâiem cu ce? Fie că le ascultăm pe CD-ul predicile sau le citim cărțile, mai citiți-le cărțile, chiar dacă duhovnicul dumitale nu-i ca Arseniu Papa Cioc. Dar citește-l pe părintele Arseniu Papa Cioc, îți mai liniște sufletul și apoi mai lasă pe duhovnicul tău, poate mai crește. Că este o creștere în Duh și cu ajutorul Dumnezeu se vor forma generații frumoase. De asta noi începem încă de la teologie, să-i formăm așa într-un Duh de bun slujitor și de bun duhovnic. Însă,
Am observat în Biserica Greciei și a Rusiei, de pildă, că acolo nu se pune problema, de exemplu, în Grecia, că parohia să plătească salariul preotului, plătește statul și atunci, ca să-și mai ușureze munca la un altar, să mai mulți preoți, că e mai ușor, nu? Nu vede de bolnavi, nu toată ziua liturghiești. Dar numai un era duhovnic și preoții ceilalți nu începeau liturghia până nu se spovedeau la duhovnicul mai bătrân. Un lucru extraordinar. Și la ruși am văzut lucrul acesta, la ucraineni, am văzut și la greci. Cu siguranță. Și apoi vă mai spun ceva. Ca duhov, preotul dumneavoastră, duhovnicul dumneavoastră să fie bun, ia mai rugați-vă pentru el. Doamne, ferește-l de păcat, ești rău, dă-i har. Nu-mi spurca continăciunea lumii acestea. Că rugăciunea poate e reciprocă, nu? Doi de rugă pentru dumneavoastră și dumneavoastră rugați-vă pentru noi. Să putem fi slujitori cu frică de Dumnezeu, așa medici pentru sufletul omului de astăzi. Eu cred în asta și cred că Biserica își poate genera sfinții și duhovnicii buni, indiferent unde, la orașul sa, la Dumnezeu. Și de încheiere, Părinte, pentru că ne-a mai lăsat de Sfinția voastră, dar promitem și ne promite Sfinția voastră că veți reveni la o conferință unde vor fi mai multe întrebări, așa față către față, pentru că suntem la început și avem nevoie. Cine cu întrebarea călătorește să se mântuiască. Să mântuiască. Cine vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Cum am putea face ca învierea Domnului să fie și spre învierea noastră? Păi, în primul rând, dacă a înviat Hristos și nu vă împărtășiți cu toții noaptea învierii, nu prea învie Hristos în noi. Rugăciunea de la împărtășire din noaptea învierii, eu nu știu pe de rost, să știți că o citesc doar o dată în acea lungă. E lungă, da, nu mai pus capul, cu el aș putea învăța pe de rost. Este minunat. Dacă vă citește Părintele într-o seară la catecheză, să vă dați seama cum coboară învierea lui Hristos în sufletul nostru. Și apoi noaptea învierii, dacă ne împărtășim cu toții, putem striga, Hristos a înviat, este viu în noi. Dar dacă nu mai te împărtășești, nu te împărtășești în noaptea învierii, cum poți cânta Hristos a înviat? Sau să cântăm la Părintele care se împărtășește în noaptea învierii. Ia împărtășiți-vă cu toții în noaptea învierii. Vă veți spovedi și joia, și vinerea, și sâmbăta mai divină, sau pe mai, dar văd Părintele câte o binecuvântare. Să știți că un creștin cu minte care vrea să se împărtășească și în joia mare, și sâmbăta, dacă faceți liturghie dimineața și așa, poate și noaptea. Dacă își face canonul și stă cu minte și știe duhovnicul, se poate împărtăși și noaptea. Ia împărtășiți-vă cu toții, nu vă dau răspuns la întrebare. Și apoi, când ne vom mai întâlni, vă întreb eu pe dumneavoastră, ce ați simțit în noaptea învierii, când împărtășindu-vă, ați cântat cu toții într-un braț, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte, plăcând și celor din mormânt, viață dărâmă. Asta așa cum zicea românul, ca să nu uit brișca la dumneavoastră și să mai viu și altă dată, să îmi dați răspuns, așa poate față că ceea v-a dus învierea lui Hristos. Să fie cu folos și așa Dumnezeu ne-a rânduit în seara aceasta, din puținul care știm, să-L putem și transmite celor.